Federația Națională România a Caselor de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din România este membru al Comitetului Consiliului Antisărăcie. În această calitate am participat în sediul guvernului la conferința Incluziune Socială și Pachetul Antisărăcie. Această activitate a fost condusă de primul ministru, domnul Dacian Cioloș, la care au mai fost și ministrul Muncii, domnul Dragoș Nicolae Pâslaru, ministrul Fondurilor Europene, domnul Cristian Ghinea, ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice, domnul Mircea Dumitru, ministrul Sănătății Vlad Voiculescu, ministrul Finanțelor Publice Anca Dragu și după aceea șeful reprezentanței Comisiei Europene în România, Angela Cristea, directorul regional al Băncii Mondiale pentru Uniunea Europeană, domnul Arup Banerjee. După ce onorații membri ai guvernului, respectiv domnul prim-ministru Dacian Cioloș, a luat cuvântul, au vorbit ceilalți miniștri și au întrebat dacă cineva din sală are ceva nelămurit sau întrebări. Am profitat de această invitație, am luat cuvântul și am spus câteva puncte de vedere foarte scurte referitor la faptul că în agenda conferinței, unde sunt dați toți participanții și problemele dezbătute, nu apare nimic despre pensionari și nici membrii guvernului care au luat cuvântul nu au vorbit nimic de pensionari. Și mi-am permis să fac o scurtă intervenție privind faptul că în România sunt 5,3 milioane de pensionari, care jumătate dintre ei au pensie sub 1000 de lei, iar Federația Națională România a Caselor de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, care are peste 1.400.000 de membri, are în componența acestea cei mai săraci pensionari care nu se pot descurca fără a primi un ajutor din partea Caselor de Ajutor Reciproc în produse, servicii și împrumuturi. Cioru Gheorghe este numele meu, sunt președinte Federației Naționale România Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România, organizație care numără peste 1.400.000 de pensionari. Cu tot respectul pentru acest guvern care a făcut lucruri bune față de guvernele precedente, vă rog să rețineți, domnul prim-ministru, dar în programul pentru astăzi și în discuțiile dumneavoastră n-am auzit niciun cuvințel despre pensionari. Ori pensionare reprezintă 5,3 milioane de oameni și cei mai amărâți din România. Și v-aș ruga să aveți în atenție și în special domnul ministru Dragoș Pâslaru. Asta este întrebarea. De ce nu apar probleme despre pensionari în cuvintele dumneavoastră, ale tuturor? Despre doamna ministru de Finanțe a spus ceva despre cămile de bătrâni și atât. Iar Ministerul Muncii are în coadă și persoane vârstnice. Vă mulțumesc. Conferința poate fi vizionată în întregime pe site-ul privesc.eu. Vreau să remarc că la foarte multe case de ajutor reciproc ale pensionarilor, numărul celor care vin pentru diverse servicii depășește numărul celor care fac împrumuturi. Aceasta și explică diferența destul de mare între unele case de ajutor reciproc, unde raportul între activitatea de servicii și activitatea de creditare este de 4,5 la 1 în favoarea serviciilor și alte case de ajutor reciproc care se mărginesc pur și simplu la acordarea unor împrumuturi și dacă mai au un frizer sau un cizmar pe acolo. Eu cu această ocazie recomand tuturor președinților caselor de ajutor reciproc să pună accentul pe servicii, pentru că aceasta îi face pe oameni să vină la casele de ajutor reciproc ale pensionarilor.